În acest material voi prezenta 24 de valori morale, culturale, pe care le voi exemplifica exclusiv prin opere din literatura română. 1. Altruismul sau facerea de bine. A fi altruist înseamnă a face ceva în beneficiul altuia, fără a urmări un scop personal. O operă literară poate transmite această valoare printr-un model, printr-un personaj altruist, dezinteresat, generos, milos. Forma extremă de altruism, sacrificiul de sine. De exemplu, în Căprioara, de Emil Gârleanu, mama, Căprioara, își sacrifică viața pentru ca puiul ei să trăiască. În Cerșetorul, de Liviu Rebreanu, doctorul Ispas face un bine dezinteresat unui cerșetor orb. Îi redă vederea. Ce urmări are acest gest? Puteți asculta această operă, vă las link în descriere. Dar această valoare este la fel de bine pusă în evidență printr-un antimodel, un personaj egoist, interesat sau individualist sau avar, zgârcit. De exemplu, în Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, personajul principal este un exemplu clasic de avar, de om egoist, zgârcit. Acesta nu face bine nici măcar propriei persoane. Sau în fabula Bivolul și Coțofana, unde vedem că bivolul nu-și oferă niciodată ajutorul dezinteresat. El nu face nimănui servicii decât dacă are vreun folos. 2. Recunoștința. Recunoștința este o valoare morală, culturală, care poate fi evidențiată într-o operă literară printr-un model, adică un personaj recunoscător, îndatorat, obligat, mulțumit. De exemplu, în Povestea lui Harap Alb, de Ion Creangă, Crăiasa furnicilor, Crăiasa albinelor, sunt recunoscătoare lui Harap Alb și el, la rândul lui, este recunoscător celor 5 prieteni care îl ajută în trecerea probelor. Sau, un alt exemplu, în Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu, naratorul este recunoscător învățătorului lui, cel care a avut un rol foarte important în formarea acestuia. Valoarea aceasta, recunoștința, este foarte bine pusă în lumină și printr-un antimodel, adică un personaj nerecunoscător, ingrat, nemulțumit. De exemplu, în fabula Uliul și găinile, de Grigore Alexandrescu, Uliul nu doar că nu arată niciun pic de recunoștință găinilor care l-au eliberat, dar chiar se reîntoarce pentru a le ucide. 3. Empatia. Un personaj empatic este unul care înțelege emoțiile celeilalte persoane, înțelege gândurile altcuiva, înțelege perspectiva celuilalt, reușește să se pună în pielea celuilalt. Un exemplu pentru acest tip de personaj avem în Oracolul de Mircea Cărtărescu, care este un fragment dintr-o povestire mai amplă a autorului. Ei bine, aici Petruța, personajul feminin, îl înțelege pe narator și se pune foarte ușor în pielea lui, pentru că aceasta era la rândul ei discriminată de copii, fiind de etnie romă. Dar putem vedea ce valoare are empatia și printr-un antimodel, un personaj lipsit de empatie, narcisist, egocentric, așa cum avem în balada populară Monastirea Argeșului. Negru Vodă nu are niciun moment în care să înțeleagă pe meșteri, e fără suflet. 4. Toleranța. Un om, un personaj este tolerant dacă acceptă că oamenii sunt diferiți. El nu impune adevărul lui, adevărul adevărat. Este un personaj așadar tolerant, îngăduitor, cu străinii, cu cei de altă religie. De exemplu, în Tache, Ianche și Cadâr, de Victor Ion Popa, personajele principale sunt un român, un evreu și un turc, cei din titlu, care, în ciuda aparențelor, se înțeleg foarte bine. Iubirea este cea care, până la urmă, rezolvă problema complicată a toleranței religioase. Un antimodel este, în acest caz, intolerant, îl respinge pe cel diferit.
este discriminatoriu. De exemplu, în opera amintită mai devreme, Oracolul de Mircea Cărtărescu, copiii îl resping pe narator pentru că e diferit. Acestuia îi iese rău testul pentru tuberculoză și de aceea îl numesc ofticos tebecist. Îl resping. 5. Credința. Personajul model crede în bine, Dumnezeu, și în rău, în diavol. Cere ajutorul divin, respectă cuvântul lui Dumnezeu, are frică de pedeapsa divină, este evlavios, smerit, pios. De exemplu, în Popa Tanda, personajul principal, părintele Trandafir, este un om credincios, care respectă cuvântul lui Dumnezeu, care se roagă din suflet și pe care oamenii îl numesc cu drag omul lui Dumnezeu. Un personaj ateu, necredincios, liber cugetător, nu crede în nimic. Este un antimodel. Un astfel de personaj, un antimodel prin care se pune în evidență această valoare morală, culturală, este Stoicea din Moara lui Călifar, de Gala Galaction. El nu crede în nimic, nu crede nici măcar în puterea diavolului. Și asta îi va aduce pieirea. 6. Familia. Aceasta este o valoare pe care toți am putut să o apreciem la un moment dat. Un personaj model prin care se pune în evidență această valoare își iubește familia, își respectă familia, are grijă de familia lui, ajută, este ajutat de familie. Un exemplu avem în romanul Inocenții de Ioana Pârvulescu, a cărui principală temă este copilăria. Acest roman surprinde relația copii-părinți, copii-bunici, copii-unchi, mătuși. Părinții oferă copiilor sprijin și nenumărate lecții de viață. Dacă personajul nu își iubește familia, nu își respectă familia, nu are grijă de familia lui, nu ajută sau nu este ajutat de familie sau nu are familie, este un antimodel. De exemplu, în Boul și Vițelul de Grigore Alexandrescu, Boul este un antimodel. Când ajunge puternic, mare, nu-și mai recunoaște ruda. La fel, în Prâslea cel Voinic și Merele de Aur, vedem cât de importantă este familia, cât de important este ajutorul fraților. Aici, frații lui Prâslea îl vor mort și nu îl ajută. 7. Patriotismul. Un personaj patriot își iubește țara, își respectă țara, are grijă de țara lui, ajută sau este ajutat de țara lui. Nu-și vorbește țara de rău. De exemplu, în Scrisoarea a treia de Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrân reprezintă adevăratul patriotism. Poetul îl prezintă ca pe un adevărat erou, își apără țara și o reprezintă cu demnitate în fața lui Bayazid. Un antimodel este, în acest caz, un trădător. El nu-și iubește țara, nu-și respectă țara, nu are grijă de țara lui, nu ajută sau nu este ajutat de țara lui. Un astfel de personaj este Alexandru Lăpușneanul, din opera cu același nume de Costache Negruții. A cumpărat domnia de la turci și a vândut țara turcilor și nu are altceva în minte decât să se răzbune pe boierii trădători. 8. Pacea. Un personaj împăciuitor, care evită conflictele, răbdător, diplomat, bun negociator, transmite această valoare cititorilor. În Sobieschi și Românii de Costache Negruții, de exemplu, un astfel de personaj este bătrânul care încearcă să negocieze cu trimisul lui Sobieschi pentru a evita lupta. Tot împotriva războiului este și Iablonovski. Dar Alexandru Lăpușneanul, de exemplu, este un antimodel. Prin acest personaj se vede cât de important este să avem un conducător care iubește pacea, el fiind violent, agresiv, provocator, irascibil, războinic, răzbunător, conflictual. 9. Educația. Aceasta este o valoare care poate fi transmisă, pusă în evidență printr-un personaj model sau printr-un antimodel. Personajul model este educat, instruit, civilizat, învățat, școlit, premiant.
De exemplu, în Steaua fără nume de Mihail Sebastian, profesorul Miroiu este un exemplu de om educat, pentru care cunoașterea este mai importantă decât orice. Pe când în Domnul Goe, de Ion Luca Caragiale, avem un personaj reprezentativ pentru antimodel în educație. Goe are toate aceste trăsături. Este needucat, necioplit, obraznic, bădăran, repetent, neșlefuit. 10. Respectul. Un personaj respectuos, respectabil, stimat, are grijă de viața, de proprietatea și de imaginea celorlalți. Recunoaște valoarea și drepturile celorlalți. Îi tratează pe ceilalți cu politețe, este manierat, îi ascultă pe ceilalți cu atenție, fără să îi întrerupă. Reprezentativ pentru acest tip de personaj, consider că este domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu, învățătorul despre care naratorul vorbește cu mare respect. Pentru antimodel, pentru personajul obraznic, nerușinat, impertinent, neascultător, necuvincios, tot la Goe, din Domnul Goe de Ion Luca Caragiale, m-am gândit. El le vorbește celor din jur cu obrăznicie, este neascultător, necuvincios, jignește, așadar nu știe ce este respectul. 11. Ospitalitatea. Un personaj model prin care se transmite această valoare este binevoitor cu oaspeții. Este prietenos cu musafirii, este politicos cu străinii, ospitalier, primitor, sociabil. De exemplu, în povestirea Cinci pâini de Ion Creangă, observăm ospitalitatea celor doi drumeți care îl poftesc la masă pe cel de-al treilea și îi dau să mănânce din pâinile lor. Dar în Povestea lui Harapal de Ion Creangă sau în Vizită de Ion Luca Caragiale, întâlnim antimodelul, întâlnim personajul neospitalier, neprimitor, individualist, necuvincios. În Povestea lui Harap Alb, Împăratul Roș este antimodelul, iar în Vizită, antimodelul este Ionel, cel care pune dulceață în pantofii musafirului. 12. Cumpătarea. Un personaj model este chibzuit, sobru, moderat, înfrânat, modest, se mulțumește cu ce are. De exemplu, în basmul Fata Babei și Fata Moșneagului de Ion Creangă, Fata Moșneagului alege cea mai urâtă și mai veche ladă dintre toate cele aflate în podul Sfintei Duminici și alege bine, nefiind lacomă. Un antimodel este un personaj lacom, nesătul, nesățios, dezmățat, risipitor. Fata Babei, din același basm, este un antimodel. Ea este lacomă, alege cea mai nouă și mai frumoasă ladă, din care însă ies o mulțime de balauri, balauri care le mănâncă pe amândouă, și pe ea și pe babă. 13. Prudența. Prudența este pusă în valoare printr-un personaj prudent, precaut, prevăzător, atent, grijuliu, vigilent, circumspect. De exemplu, în Prâslea cel voinic și Merele de aur, basmul cules de Petre Ispirescu, Prâslea își dă seama de intenția fraților săi, își dă seama că aceștia îl vor mort, așa că leagă de frânghie o piatră pe care pune o căciulă și astfel rămâne în viață când cei doi dau drumul frânghiei. Un antimodel este un personaj imprudent, neprevăzător, neatent, nechibzuit, nesocotit. Nu se gândește prea mult când face un lucru. Un astfel de personaj întâlnim în Uliul și găinile de Grigore Alexandrescu. Aici, personajul colectiv, găinile, nu sunt prudente. Îl eliberează pe Uliu, apoi regretă că au fost atât de nechibzuite. 14. Onoarea, demnitatea. Un personaj model preferă să lupte sau chiar să moară decât să trădeze, să înșele sau să mintă. Pentru el reputația este mai importantă decât viața. Este un personaj demn, respectabil, stimat, onest, cinstit. În balada populară Constantin Brâncovanul, domnitorul preferă să moară decât să-l trădeze pe Dumnezeu, decât să renunțe la credința lui.
Iar în Monastirea Argeșului, meșterul Manole își respectă cuvântul dat, chiar dacă acest lucru are urmări atât de tragice. La polul opus este Alexandru Lăpușneanul, cel care nu-și respectă cuvântul dat. Este un personaj antimodel și în ceea ce privește onoarea. Tot în această operă, Moțoc este un alt personaj lipsit de onoare, de demnitate. El este mărșav, mincinos, josnic, abject, trădător. 15. Perseverența. Un personaj model prin care se transmite această valoare este perseverent, stăruitor, insistent, răzbătător, asidu, zelos, tenace. De exemplu, în Popa Tanda de Ioan Slavici, părintele Trandafir este un model în ceea ce privește perseverența. El nu renunță absolut deloc la lupta lui pentru a-i schimba pe săteni. Un antimodel este resemnat, delăsător, neglijent, indolent, apatic, indiferent, impasibil. Tot în Popa Tanda, un astfel de personaj este personajul colectiv sătenii din sărăceni, care încetaseră să mai lupte cu sărăcia lor, se resemnaseră. 16. Curajul. Un personaj model este curajos, viteaz, neînfricat, îndrăzneț. De exemplu, în mitul lui Prometeu de Alexandru Mitru, Prometeu are curajul incredibil de a-i se opune, de a îl înfrunta pe însuși Zeus, marele zeu al tunetelor. Iar în Pașa Hasan această valoare este scoasă în evidență prin neînfricatul Mihai Viteazul, cel care luptă alături de oștenii lui. Un antimodel este un fricos, un laș, un înspăimântat. De exemplu, în balada populară Toma Alimoș, Manea, boierul Manea, îl rănește mișelește pe Toma Alimoș, apoi fuge mâncând pământul de frica acestuia. 17. Prietenia. Un personaj model este prietenos, sociabil, deschis, volubil, intim, comunicativ, apropiat. În Miorița avem un exemplu de prietenie om-animal, prietenia dintre cioban și oile lui. Una dintre oi, mioara lui cea mai dragă, este îngrijorată de complotul pus la cale de cei doi ciobani și îi comunică stăpânului ei acest lucru. Un antimodel este un personaj ostil, neprietenos, dușmănos, vrăjmaș, răutăcios, ranchiunos sau răzbunător. De exemplu, în Iarna pe uliță de George Coșbuc, copiii sunt răutăcioși cu cel mic, care era îmbrăcat în hainele unui frate mai mare. Aceștia îl necăjesc, îl agresează. Din mâinile lor este salvat de o bătrână, care la rândul ei are parte de răzbunarea copiilor. 18. Munca. Un personaj model își face datoria. Este harnic, muncitor, capabil, competent, neobosit, activ. În Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu, învățătorul este un personaj model și pentru această valoare morală culturală. El își face datoria și învață cu drag pe copii, astfel încât aceștia se dovedesc a fi foarte bine pregătiți atunci când la clasă vine o inspecție neașteptată. Valoarea muncii se vede și printr-un antimodel. Un antimodel este un personaj leneș, trândav, trântor, puturos, parazit. De exemplu, în Povestea unui om leneș de Ion Creangă, avem un personaj care preferă să moară decât să facă ceva, orice, chiar și să-și înmoaie posmagii, pâinea uscată, să o înmoaie și să o mănânce, gratis, nu vrea. 19. Loialitatea. Un personaj model este loial, fidel, statornic, devotat. În El Zorab de George Coșbuc, arabul își dă seama că vânzarea calului înseamnă trădare, că ar fi un gest care ar echivala cu vânzarea unui membru al familiei și alege moartea decât să-și trădeze prietenul. În Zair de Cezar Petrescu, calul este cel care rămâne devotat stăpânilor, cu toate că aceștia l-au vândut ca animal de povară.
Nu mai zic de câinele Lupu din romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, care zilnic se ducea la locul în care se aflau rămășițele stăpânului lui, Nechifor Lipan. Un antimodel este un personaj infidel, mincinos, trădător, neloial. În Balaurul de Mihail Sadoveanu, Cucoana Irinuța, soția boierului Nastase Bolomir, îl înșală pe acesta cu Alexandrel Vuza. Ea este infidelă, este trădătoare. Când își dă seama de faptul că soția lui este infidelă, că este trădătoare, se dezlănțuie furtuna. 20. Smerenia, modestia. Un personaj model este umil, smerit, modest, cucernic, lipsit de îngânfare. Pentru această valoare, dau ca exemplu tot opera literară Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu, învățătorul având și aceste calități. De a fi un om modest, lipsit de îngânfare. Un antimodel este un personaj lăudăros, arogant, mândru, trufaș, îngânfat, înfumurat. În Corbul și vulpea de Gheorghe Asachi, Corbul află cât de importantă este modestia în momentul în care se lasă înșelat de cuvintele lingușitoare ale vulpii. În Dărnicie de Mircea Sântimbreanu, personajul din această operă este un lăudăros, un îngânfat, care nu pune în practică nimic din ceea ce zice. 21. Libertatea. Mă voi referi la libertatea de gândire. Un model este un personaj deschis la minte, un personaj care gândește critic, un personaj care face alegeri bazate aproape exclusiv pe propriile principii și valori. Este un personaj creativ. În mitul lui Prometeu de Alexandru Mitru, Prometeu are toate aceste calități. Un antimodel este un personaj care are idei preconcepute, este superstițios sau mărginit, limitat. În Tache, Ianche și Cadâr, piesa lui Victor Ion Popa, Tache și Ianche nu se pot elibera de prejudecăți și nu pot accepta căsătoria copiilor lor, Ionel și Ana. Turcul Cadâr este lipsit de prejudecăți, el este mai creștin și mai iertător decât cei doi. 22. Sinceritatea, cinstea. Un model este un personaj care iubește adevărul și oamenii sinceri. Este un personaj onest, sincer, cinstit, neprefăcut, deschis, pur. În Popa Tanda de Ioan Slavici, părintele Trandafir chiar are probleme mari pentru că e sincer. El le spune oamenilor totul verde fățiș și nu întotdeauna oamenii apreciază sinceritatea. Nu mai zic în Sarea în bucate, basmul cules de Petre Ispirescu, când răspunsul pe care îl dă fiica cea mică tatălui ei, împăratul, îl face pe acesta să o alunge de la casa lui. Un antimodel este un fățarnic, un lingușitor, un mincinos, fals, ipocrit, prefăcut, artificial. În povestea lui Harapal de Ion Creangă, un astfel de personaj este spânul. El este fățarnic, lingușitor, mincinos, are toate aceste trăsături. În Corbul și vulpea de Gheorghe Asachi, vulpea este un astfel de personaj lingușitor, mincinos. Vulpea este tipul omului lingușitor, fățarnic, care știe că celorlalți le place lauda. 23. Justiția, dreptatea. Un model este un personaj cinstit, incoruptibil, care face dreptate, care respectă regulile, care are un comportament ireproșabil, integru. Un astfel de personaj avem în Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu, domnitorul care face dreptate comisului Ioniță, dovedind un comportament ireproșabil. Un antimodel este un personaj corupt, nedrept, incorrect, necinstit. De exemplu, în O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, toți politicienii de acolo sunt corupți și necinstiți, folosindu-se de șantaj pentru a putea reuși în carieră. 24. Cultura, tradiția. Cultura, tradiția, formează patrimoniul cultural al unui popor, dovedind identitatea lui națională.
Un model este un personaj care iubește și respectă tradiția. Respectă datinile, ritualurile de botez, nuntă, înmormântare. Este un personaj care cunoaște trecutul, îl acceptă și îl respectă. Este un personaj care își cinstește strămoșii. Un personaj reprezentativ avem în Baltagul, de Mihail Sadoveanu. Vitoria Lipan este un personaj pentru care tradiția este coordonata fundamentală a vieții ei. Cam atât despre acest subiect. La revedere!